De Crăciun, așa e obiceiul să se adune toată familia la masă. În era agitată în care trăim, să fie toți cei dragi aproape la aceeași masă este un moment special și tot mai rar și care merită să fie tratat cu grijă și rafinament. Cei care țin la etichetă știu că nu doar mâncarea este musai să fie deosebită, dar și modul în care este servită. O masă festivă aranjată cu stil, spun specialiștii, garantează sărbători de vis. Felul în care aranjăm masa de Crăciun are un rol aproape la fel de important ca și mâncarea din farfurii. Atmosfera, culorile și decorațiunile influențează nu doar starea de spirit, ci și pofta de mâncare. Pe masă, în mijloc, își găsește locul o coroniță de brad, împodobită de sărbătoare. Roșul trebuie să fie predominant, căci este culoarea Crăciunului. Scaune roșii, șervete de masă și lumânări roșii. Iar aranjarea cinei poate să înceapă. Farfuriile elegante trebuie așezate pe un platou de servire și puse de la cea mai mare la cea mai mică. Trei rânduri de tacâmuri, furculița de desert în fața farfuriei, pahar de vin alb și musai, pahar de vin roșu. Pe masă am pus farfuria suport, care dă eleganță mesei, bineînțeles, un șervet care merge puțin spre lumânare, să oricum se asortează cu timpul anului în care ne aflăm. După aceea vom începe din această parte. Aici avem farfuriola de unt, de pâine, cuțitul de unt, bineînțeles, dă foarte multă eleganță. Și avem sub clopoțel, se află bișul, se află bucata de recipientul de ceramică care conține untul. Și ca în restaurantele cu multe stele și acasă, dacă vreți rafinament, trebuie să așezați atâtea tacâmuri câte feluri de mâncare aveți în meniu. Începeți cu tacâmurile din exterior către interior și apoi deasupra farfuriei undeva puneți furculiță, o furculiță mai mică sau o linguriță în funcție de desertul care l-ați stabilit pentru evenimentul respectiv. Și mâncarea poate impresiona invitații. Specialiștii bucătari recomandă o masă mai sănătoasă, așa că puteți opta pentru vită în locul porcului gras. Este un Crăciun mai sănătos, să zic așa. Carnea de vită este mult mai sănătoasă decât carnea de porc. Cu siguranță noi românii tradițional am vrea să mâncăm preparatele tradiționale din porc, dar dacă vreți să vă surprindeți invitații, cum v-am mai spus, cred că va funcționa cu siguranță. Ca și aperitiv puteți începe cu un preparat de vită tartar. Adică mușchi de vită tocată mărunt și aromatizată cu capere, muștar, ceapă mărunțită, sos de tomate și sare și piper după gust. Apoi mixate toate până ce se omogenizează. Se pune discret gălbenușul de la un ou de prepeliță. Atenție! Vita tartar se consumă crudă, iar dacă preferați vita să fie preparată la cuptor, ei bine, n-o lăsați să se usuce. Dacă vreți să o și pregătiți dinainte cu, puteți să preparați cu rozmarin, cu ulei de măsline, puțină sare, în funcție de preferințele fiecăruia, dar asta este recomandarea mea, cu rozmarin are și destul de aromată. Dar dacă vreți ceva și mai sofisticat, ficata la plancha este răspunsul. Aici avem o pudră de migdale. Și la final, scăldăm ficatul în spumă de amaretto. Este căutat, în special se servește în restaurant acest preparat din cauza metodei de preparare care trebuie să fie executată precis. Totul se învață în viață, așa că ce înseamnă ca învățare repede înseamnă a exersa. Deci pentru a învăța trebuie să se exerseze. Nu o să iasă prima oară, nu o să iasă a doua, dar sunt sigur că după trei încercări va fi pe undeva pe unde ar trebui să fie preparatul. Preferințele sunt variate, se circulă foarte mult acum peste hotare și oamenii văd și vor să schimbe, vor varietate. Vinul ales trebuie să fie în ton cu masa, unul mai aspru și sec dacă preparatele de vită primează, sau unul alb și fin dacă ficata la plancha este alegerea. Oricum ar fi, masă tradițională sau nu, vă urăm sărbători calde și poftă bună!